Având în vedere prelungirea stării de alertă, la nivelul județului Vâlcea se menține obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloace de transport în comun. Sunt exceptate de la această măsură persoanele care desfășoară activități sportive, care suferă de boli ce afectează capacitatea de oxigenare, sau copiii cu nevoi speciale sau care au vârsta mai mică de 5 ani. De asemenea, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei în intervalul orar 22:05. Excepție de la această măsură fac persoanele cu schemă de vaccinare completă, cele care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile și cele care se deplasează în interes profesional pentru urgențe medicale. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul lăcașurilor de cult, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 2 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 metri între persoane. Activitatea cu publicul a barurilor, cafenelelor și restaurantelor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:21 și doar pentru vâlcenii care au 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.